Lovitură grea pentru Liviu Dragnea, se cere suspendarea vizei de intrare în SUA. Micarea civic-iniativa România a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite suspendarea vizei și aplicarea interdicției de a intra pe teritoriul SUA pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, în baza decretului 7750, emis de președintele SUA. Conform decretului 7750, având în vedere efectele profund negative pe care corupția instituțiilor publice le are asupra eforturilor Statelor Unite de a promova securitatea și de a consolida instituțiile democratice și sistemul pieței libere, precum și importanța pe care Statele Unite și comunitatea internațională o acordă luptei împotriva corupției, intrarea pe teritoriul american se suspendă în cazul demnitarilor ale celor fapte de delapidare a banilor publici sau de amestec în procedurile judiciare, electorale sau alte proceduri publice au efecte negative serioase asupra intereselor naționale ale Statelor Unite. Decretul prezidențial 7750, în baza căruia inițiativa România a solicitat suspendarea vizei domnului Liviu Dragnea, define efectele negative serioase asupra intereselor naționale ale Statelor Unite astfel. Consecine asupra activității economice internaționale ale companiilor americane, obiectivelor SUA de asisten extern, securității SUA în faa infracționalității transnaționale și terorismului, sau asupra stabilității naiunilor instituțiilor democratice. Dragnea îndeplinește integral criteriile prevăzute de decretul 7750, fiind condamnat, trimis în judecat sau cercetat penal în 4 dosare, 3 în România și 1 în Brazilia, pentru fapte penale privind fraude electorale, fraud cu fonduri publice europene, sepelare de bani sau abuz în serviciu. De asemenea, domnul Liviu Dragnea este inițiatorul unei ofensive începute în ianuarie 2017 împotriva statului de drept și justiției independente, care pune în pericol atât stabilitatea României și a instituțiilor democratice, cât și investigarea infracționalității transnaționale, în special corupția transfrontalieră și terorismul. Micarea civic-iniativa România consider că domnul Liviu Dragnea a devenit un pericol grav iminent la adresa democraiei, statului de drept, securității României și aliailor notri din UE și NATO, iar acesta trebuie să primească un semnal clar că România trebuie să rămână pe un drum democratic și că parteneriatul strategic cu Statele Unite se bazează pe valori democratice comune și pe respectarea deplină a standardelor statului de drept. Deturnarea parcursului european euroatlantic ale României de către un inculpat cu interese penale împotriva intereselor a peste 20 de milioane de cetățeni români trebuie să îi găsească un răspuns fără echivoc și definitiv, atât în România, cât și în afara ei, arată cei de la Inițiativa România, într-un comunicat de presă remis stirii pe surse.ro.